Bună tuturor, eu sunt Gemina și bine ați venit pe canalul meu. Așa cum v-am promis pe Instagram, o să facem un clipuleț în care aici o să apară video cu tot ce am mâncat eu într-o săptămână și o să-l comentez între timp ce mă uit la el, ca să facem ceva mai drăguțel, așa, să vedem ce iese. Hai să începem. Ok, aici, stați puțin, l-am la început, ok. Aici am rondele de orez cu o pulpă de pui și roșii, făcute pe grătar, pe tigaia cu dunde, așa. Mama i-a scos sosul și mi-a făcut acolo să facem mai decât. Aici avem o vânătă tăiată pe jumătate, am pus sare și roșii și hârtie din aia de cuptor și am băgat-o la cuptor. După ce s-a făcut toată minunea asta, am pus niște bazilico și niște somon afumat. Nu mâncați mai mult de 70 de grame dacă sunteți la dietă, pentru că este destul de caloric ca mâncăric. Aici avem faimoasele mele pancake cu albuș de ou. Folosesc albușul de ou pentru că are mai multe proteine și nu are grăsimi. Puteți să mâncați fără număr. Și eu pun cam 120 de grame de albuș de ou și 40 de grame de făină de ovăz, care au diferite gusturi. Pe deasupra am ornat-o cu banană, căpșunoare din astea sălbatice și niște semințe de floarea soarelui, că avem nevoie de grăsimi sănătoase, corpul nostru are nevoie de grăsimi. Aici am o friptură de ton, cred că îi spune și românește ton, habar n-am, în fine, am făcut-o pe grătar cu salată de castraveți și încă niște semințe de floarea soarelui. Aici avem fiocchi di latte, caricotta sau nu știu cum îi spune, cu roșii. În schimb, aici am un de arahide fără zahăr cu rondele de orez. Aici am somon, un somon grăsuț, făcut și ăsta la cuptor ca să-i se scurgă grăsimea pe grătar, cu salată de fenicul și roșii. Aici ca snack am iaurt 0,1% cu înăuntru fructe de pădure. L-am dulcificat cu stevia și deasupra am pus nuci pecan. Aici mi-am făcut vinete la cuptor. Bine, știe toată lumea, universul întreg, că mi-e plac vinetele. Le-am tăiat cuburi și le-am băgat la cuptor și am mâncat împreună cu ce era? Nu mai știu. Aici am o jumătate de avocado, cartofi și piept de pui din ăla la 0,1%. În schimb, aici am omletă. Mamă, ce mai, ce de bunătăți mănânc eu, băi, fraților, să le văd, așa e mișto de tot. Făcut cu conopidă din aia verde. Simplu, un ou și două albușuri, bat, faci în tigaie, focul mic, capac, exact cum fac pancake-ul. Și deasupra am pus niște basilică, sențau, fără ulei. Aici am un pancake, tot la fel cum v-am spus mai devreme, am făcut. Am pus dulceață fără zahăr peste el ca să îl ornez. Deci 120 de grame de albuș plus 40 de grame de făină. Folosiți de care făină vreți. Dulcificați-o cu stevie sau cu dulcificant aromatizat. Eu folosesc ăla de vanilie. Sau puteți să puneți o banană înăuntru și am pus aici, văd, niște nuci din ale americane, pecan, care eu le ador, aș mânca o tonă, dar nu pot să mănânci mai mult de 20 de grame pe zi, pentru că îngreșăm! Aici am băgat la cuptor ardei vinete roșii, un pic de sare și e gata mâncărica. În ziua asta am mâncat lângă un somon frumușel. Ăștia sunt spaghete din alea de cojac, care n-au calorii și am făcut, am amestecat acolo niște verzituri, ceapă, ustul, ceapă, ardei, am făcut în tigaie așa și până l-am amestecat și ai și bun, băi nene, să-ți bățești tu pofte de alea așa nebunești. Când ți-e foame rău, cumperi de-astea și bagi în tine de sare capace.
Aici am făcut un mic dejun sărat și dulce, unde are arahide cu dulceață și în partea alta avocado cu roșii. Pentru prânz, creveți cu cartofi la cuptor și salată. Cartofii la cuptor, dacă îi puneți pe hârtie din aia de cuptor, nu are nevoie de ulei. În schimb, aici am un piept de pui cu verzituri fierte, bieta îi spune aici, nu știu în românește, habar n-am, și roșii făcute pe urmă în tigaie cu un pic de delicat și usturoi. Ulei crud peste și mănânci de mori. Vinete cu pui la cuptor și roșii și două rondele de ovăz. Eu sunt alergică, intolerantă la grâu, de-aia folosesc orezul. Unde are arahide fără zahăr pus pe rondele cu dulceață mănânci de mor. Aici am un pachet pe care deasupra i-am pus sirop de ciocolată 0%, le găsiți pe site-urile Prozis, My Protein, găsiți pe toate site-urile astea care vând produse fitness. Iar înăuntru e ciocolată albă fără zahăr, e proteică. În schimb, aici am iaurt 0,1% cu cereale și deasupra unt de arahide. Nu consumați mai mult de 20 de grame de unt de arahide sau fructe uscate pe zi, dacă vreți să slăbiți. Ăsta este un muesli de la Fit VM. Da? L-am primit cadou de la prietena mea, dar găsiți în comerț o grămadă de cereale fit, o grămadă de cereale care nu au multe calorii. L-am dulcificat cu stevia din ăla de vanilie și e ceva divin. Foarte, foarte gustos și crocant. Pentru că untul de arahide e ăla cu croc, croc. Și cam atât. Asta a fost videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like. Să distribuiți acest video ca să vadă lumea că Janina a slăbit 51 de kilograme mâncând de toate alea, mâncând sănătos, mâncând și frumos, pentru că ochiul are nevoie întotdeauna să fie satisfăcut. Urmăriți-mă pe Instagram.